Un grav accident de circulație a avut loc în această seară pe strada Mareșal Averescu între două autoturisme. Impactul a fost violent, unul dintre vehicule fiind proiectat în gardul unei locuințe. Accident grav în Drobeta Turnu Severin. Totul s-a întâmplat pe strada Mareșal Averescu la intersecția cu strada Chiselef. O mașină care circula regulamentar a fost proiectată în gardul unei case, după ce o șoferiță nu a respectat indicativul oprire. De pe Averescu mergeam pe sens unic și a venit o doamnă și m-a lovit din contrație de la asta la stop, n-a asigurat stopul. Asta a fost tot. Soția se află în ambulanță, eu am fost lovit la cap, dar nu sunt atât de rău. Sunt puțin, dar na, soția se simte mai rău. Nu stă la stop și a avut viteză. Nu pot să spună că mă aruncă, uite cum o proiectă, mergeam normal. Uite și tu cum o proiectă. Asta este tot. Șoferița vinovată și femeia care se afla în cealaltă mașină au suferit răni ușoare având nevoie de îngrijiri medicale. În data de 7 decembrie 2020, în jurul orei 16, ISU Drobeta a fost solicitat să intervină la un accident rutier în raza orașului Drobeta, Turnul Severin. Între două autovehicule au rezultat o singură victimă care prezintă contuzie frontală și excoriații. Accidentul s-a produs din cauza neacordării de prioritate, iar impactul putea fi mortal. Viteza și neatenția continuă să facă victime. În municipiul Drobeta Turnul Severin, la intersecția străzilor Mareșal Averescu cu strada Chiselef, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autovehicule. În cauză se continuă cercetările în vederea stabilirii vinovăției și a cauzelor producerii accidentului rutier.